În această dimineață, managerul Spitalului Municipal Orșova, Adrian Cican, a primit o adresă semnată de primarul municipiului Orșova, prin care era anunțat că este demis din funcție, mai exact că încetează contractul de management. În spital este șoc și groază, așa cum îi plăcea să spună domnului Cican. Nimeni nu știe de ce s-a întâmplat acest lucru, primarul municipiului nu vorbește cu noi. Decizie șocantă luată în această dimineață de primarul Orșovei, Marius Simion Stoica. Acesta i-a trimis managerului Spitalului Municipal o adresă prin care îi încetează contractul de management. Cu alte cuvinte, directorul care a modernizat spitalul și care a adus fonduri europene este executat fără scrupule. Motivele invocate în dispoziția de încetare a contractului sunt puerile și fac referire la o așa zisă gestionare defectuoasă a datoriilor instituției spitalicești. Asta cu atât mai mult cu cât contractul nu avea stipulate criterii de performanță concrete. Astăzi am primit o dispoziție a primarului municipiului Orșova prin care dânsul consideră că încetează contractul de management pe niște articole care, sincer vă spun, există faptic, dar subiectul acelor articole lipsește cu desăvârșire. În primul rând că Spitalul Municipal Orșova nu a avut și nu are arierate. În al doilea rând, faptul că eu am un contract de management la care criteriile de performanță au expirat în luna octombrie 2018, deci efectiv nu am nici contracte de criterii de performanță. După un an și jumătate în care managerul Adrian Cican a adus medici tineri la spital, a investit în secții noi ale spitalului și a pus bazele mai multor proiecte europene de mare anvergură, mulțumirea din partea primarului Stoica s-a concretizat într-o demitere scandaloasă. O demitere venită din partea unui primar ales de comunitate care nu înțelege nimic din nevoile comunității. Managerul demis se va adresa instanței de judecată. Este păcat pentru Spitalul Municipal Orșova și pentru oamenii minunați cu care eu până astăzi am colaborat, ca un primar care, din păcate, a fost ales de orșoveni și nu are abilitățile și calitățile necesare, pentru că nici nu avea de unde, că știți cum e în momentul când o instituție publică ajunge un paznic, și asta e meseria, toată cinstea pentru meseria pe care a avut-o, se întâmplă astfel de lucruri. Voi merge în instanță, nu voi lăsa lucrurile să meargă așa. Cadrele medicale convocate în ședință de urgență după sosirea dispoziției primarului au fost șocate de cele auzite și printre acestea se înfiripează ideea unui protest. Nici pacienții nu sunt deloc mulțumiți de cele auzite, bai mai mult se arată șocați. Angajații Spitalului Municipal Orșova nu știu ce vor face dânsii, este dreptul lor de a face sau de a nu face absolut nimic. Voi implica pe cât posibil instituția și angajații foarte, foarte puțin în instanțe sau în scandalurile care vor apărea, pentru că această instituție trebuie să meargă mai departe. Da, am aflat, ne-a adus la cunoștință, ne pare foarte rău, deci foarte rău ne pare. Deci noi dorim să fim foarte înapoi. Deci s-au îmbunătățit, doamnă, condițiile? Foarte, foarte rău. Deci noi suntem foarte mulțumiți și îl susținem și dorim să se reîntoarcă. Acum, de când vin la fizioterapie, mi se pare foarte bine. Și personalul este mult mai amabil, foarte atent, așa mi se pare mie. Nu că-i laud, dar mie așa mi se pare. N-am știut treaba asta. Acum a fost demis? Da. Nu știu. Acum a fost prima dată. Că de ieri am început fizioterapia și... În condiții în care spuneți că lucrurile arată bine, cum... Dar nu știu motivul pentru care, pentru că față de ce a fost înainte și față de ce e acum, nu cred că ar fi fost cazul. Curat. Față de alte spitale e excepțional, nu avem probleme. Doctorii ok. Dar nu se poate așa ceva, că un manager ca el nici n-a mai fost altă dată pe aici, pe la spitalul ăsta. Deci a făcut lucruri foarte bune, foarte multe. De ce spuneți asta? Deci lucruri foarte bune. Păi pentru că așa este și a dat tot interesul pentru spital. Spitalul în alți ani rămânea iarna fără căldură, nu erau lemne, acum e curtea plină de lemne. Nu era apă caldă, nu era căldură, nu era curățenia care este acum, nu era disciplina care este acum. Deci totul un spital model. Nu se poate să-l elimine pe Cican, să-l dă la o parte, nu se poate nici vorba. Faptele bune sunt la Orșova întotdeauna pedepsite exemplar, cu atât mai mult cu cât ele sunt rodul unui efort de modernizare, dotare și profesionalizare a Spitalului Municipal. Pentru asta, inexplicabil, Cican va plăti cu funcția. Sunt 8 medici care au venit la Spitalul Municipal Orșova de când sunt eu, 8 medici tineri.
Sunt investiții care de aproximativ 200-250 de mii de euro făcute din venituri proprii ale Spitalului Municipal Orșova. Sunt lucruri de reducerea datorilor, vă spusesem anterior, totuși să reduci cu 7 miliarde datoriile unui spital care, trebuie să vă spun doar atât că nu știu câte spitale din România au reușit să reducă datoriile și să nu facă în continuare. Despre marea sa ispravă, primarul Marius Stoica nu a avut nimic de spus. La primărie ni s-a spus că e plecat pe teren și că dacă vrem putem să-l așteptăm, numai că acesta nu a venit. Ce se va întâmpla la Spitalul Municipal din Orșova rămâne de văzut. Știm doar că, la acest moment, mai multe proiecte sunt puse în pericol, că medicii și întreg personalul sunt dezolați de zbenguiala politică a primarului Stoica și că Orșova rămâne pe mai departe un oraș blestemat să fie condus de aleși incapabili.